Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la Tarotscop, dragii mei, din Zodia Capricorn sau cu ascendent în această zodie. Haideți să vedem cum e posibil să fie săptămâna 27 aprilie, 3 mai pentru voi, dragii mei, și haideți să vedem și care sunt cărțile care au ieșit pentru voi, pentru că pare a fi o săptămână interesantă. Prima carte, pe primul rând, este 10 de săbii în poziție întoarsă, urmat de Cartea Universului, și încheiată cu această carte a sănătății șubrede. Pe rândul din mijloc avem cinciul de săbii, urmat de această carte a prosperității materiale și spirituale și încheiat cu cartea cadoului. Pe ultimul rând, și anume al treilea, că doar atâtea am, avem zecele de bâte, urmat de începerea unei pasiuni, inițierea unei pasiuni, și anume asul de bâte din tarotul clasic, încheiat cu această carte a persoanei false. Și lămurit acest ultim rând de această carte a îndrăgostiților, și o să vedem despre ce este vorba. Bun, și trecem la semnăturile energetice pentru această săptămână. Prima este slobot, steady, încet, dar sigur, niște lucruri se aștern, și energia vindecării. Amorul Ghebos spune în felul următor, în cele două cărți, și anume codependența și chimia. Și mergem mai departe să vedem ce cărțuli au ieșit pentru voi. Aveți un bonus din partea oracolului energiilor. Prima carte fiind strategia pentru această săptămână, urmată de Arhanghelul Ariel și chakra cu numărul 2. După care avem Never Ending Story, poveste fără sfârșit. Păi dacă voi nu dați drumul la ceva, normal că este, vi se pare fără sfârșit. Urmată de cartea Salciei, cu un mesaj foarte frumos, urmat de Shakti, energia feminină, și încheiat ultima carte, și anume mesajul din partea îngerilor, vine de la Leila. Dragii mei Capricorni, sunteți de o încăpățânare ieșită din comun, asta este clar. Este și prin prisma zodiei voastre acest lucru foarte evident. Dar tind să cred că mulți dintre voi vă ascundeți în spatele zodiei și dați vina pe zodie ca să nu faceți niște lucruri, ca să nu luați anumite decizii sau ca să stați într-o situație fără a vă fi benefică, doar pentru că voi vă încăpățânează, faceți acest lucru și o să spuneți, păi nu pot să fac nimic, sunt încăpățânat pentru că sunt capricorn sau capră cu corn, cum ar spune unii. Asta văd și în această etalare pentru voi în această săptămână, pentru că aveți, așa cum ați văzut foarte bine, 10-le de săbii în poziție întoarsă și 5-ul de săbii, dragii mei. Asta îmi spune mie că voi nu vreți să renunțați la niște vorbe, voi nu vreți să renunțați la niște conflicte, probabil verbale, nu vreți să renunțați la niște idei preconcepute pe care le țineți acolo cu dinții, cu ghearele, nu vă servesc, și foarte bine că nu vă servesc, dar totuși din orgoliu, din ambiție, din încăpățânare faceți acest lucru, vă luptați cu, nu știu cu cine vă luptați, doar de dragul de a vă lupta, fără să aveți un motiv anume. V-ați obișnuit cu câmpul ăsta de luptă și nu prea vreți să-i dați drumul, și ar fi cazul să-i dați drumul. Pentru că dacă voi continua și vă încăpățânați, iată este cartea aceasta de sănătate șubredă care vă atenționează și vă spune clar, lăsați bagajul din spatele vostru. Bine, acum văd că o povară totuși se elimină în această săptămână. Revin la aia cu sănătatea șubredă, nu uitați, stați liniștiți. Se lăsați jos, da, niște greutăți, lăsați jos niște griji, probabil, să spunem, pe care voi le-ați tot purtat, sau niște responsabilități pe care le-ați purtat în spate, pentru că aveți Cartea Universului și vă spune clar că
se termină un ciclu de a căra în spate niște ghioace care, așa cum bine știți că spun de fiecare dată la această carte, nici măcar nu sunt în totalitatea ale voastre. Ceva, ceva se termină, eu sper și îmi doresc foarte mult să se termine și această chestie cu vorbele și cu gândurile și cu ideile și cu definițiile rigide la care voi țineți foarte mult să se termine și să întoarceți în sfârșit energia în această poziție. Dar asta depinde numai de voi, eu nu pot decât să vă spun cam ce ar fi indicat, ce ar fi bine să faceți voi, decideți restul. Bun, și ne întoarcem la chestia asta și spun foarte clar, nu eu, gașca mea, că dacă vă încăpățânați în continuare și o țineți morțiș pe a voastră, să nu ieșiți din anumite idei, să nu ieșiți din anumite conflicte, să spunem, e foarte posibil este să se ajungă la anumite afecțiuni. În primul rând, va fi afectat, da, ficatul, va fi afectat stomacul, foarte posibil în momentul în care voi aveți toate chestiile astea de spus și nu le spuneți, vor fi afectate căile respiratorii și așa mai departe. Măi, eu zic să puneți pe hârtie, exact cum vă spune și cartea strategiei, puneți, mai oameni buni, pe hârtie ce este important, să spunem, pentru voi de apărat. Ce anume este atât de huge, de mare, de imens, încât trebuie să ieși la luptă cu sabia, cu gândurile tale, cu toate nebunile astea, pentru a apăra. De ce trebuie să aperi? De ce simți că lumea te atacă? De ce ai aceste sentimente? Vezi, pune pe hârtie și vezi care, să spunem, merită apărate și care nu. Pentru că simt că sunt foarte multe lucruri pe care voi le apărați, sau, mă rog, vă bateți pentru ele doar de dragul de a face lucrul ăsta sau doar pentru că v-ați obișnuit să faceți lucrul ăsta. Nu vă cert, eu doar vă spun, știți foarte bine că eu nu cert pe nimeni. Există, da, această parte în această săptămână unde voi trebuie să conștientizați niște lucruri, trebuie să vindecați niște lucruri dintre voi, niște lucruri la voi, dar există și o parte bună. Aveți zecele de bâte care spune clar că se termină o povară pe care ați dus-o sau ați simțit-o ca pe o povară și ați dus-o în spate atâta timp. Se ajunge la această prosperitate materială și spirituală și mai mult de atât se pare că apare ceva care vă stârnește interesul în această săptămână, fie că este vorba despre o relație sau despre un proiect sau despre o idee nouă, ceva care vă încântă, vă readuce acel foc interior, ia câte se întâmplă. O altă avertizare, să spunem, aveți cartea cadoului și cartea persoanei false. Cartea aceasta persoanei false aduce o conotație, să spunem, negativă cărții lângă care iese. Și atunci, cu aceste două cărți și cu lămurirea, da, a cărții îndrăgostiților, eu aș spune în felul următor, că din cauza unor concepții pe care voi le aveți în biblica voastră despre voi și despre relații, dar cred că mai degrabă despre propria persoană, este foarte posibil să pierdeți, să treceți pe lângă o propunere, să spunem, de amor, da? Pentru că astea două împreună, să ne înțelegem, înseamnă pierderea unui dar. E posibil să treceți sau să pierdeți ocazia unei posibile relații și posibile relații foarte frumoase, pentru că avem și cartea chimiei, v-am arătat-o aici, da? Pentru că voi aveți niște definiții, voi aveți niște frici acolo, voi aveți niște gânduri care vă țin pe loc, care nu vă lasă să vă exprimați liber, care nu vă lasă să aveți încredere în voi. Și atunci deveniți prizonierul propriilor voastre gânduri. Aveți relația de codependență, unii dintre voi poate e posibil să fiți într-o astfel de relație de codependență sau poate ați fost într-o astfel de relație și acum de frică să nu treceți din nou prin așa ceva, suflați și în iaurt, știți că e vorba asta a românilor. Și vi se pare, da, aveți cartea asta care
Foarte mulți dintre voi vă caracterizează never ending story, nu se mai termină. Vreau să se termine, vreau să ies din situația în care sunt, vreau să fie lucruri frumoase și uite, nu se mai termină. Nu se termină, dragii mei, toate, așa cum v-ați dorit, o parte se termină, v-am spus foarte clar, lăsați ceva jos, dar nu se termină pentru că țineți cu dinții, sunteți rigizi și țineți cu dinții de niște idei și de niște concepte, cel puțin legate de amor. Aici trebuie să lucrați cu voi, trebuie să mai lucrați cu voi, aoleu ce m-am întins, trebuie să mai lucrați cu voi pe chakra a doua, exact așa cum se spune. Chakra a doua, și sunteți susținuți pentru că aveți această energie a vindecării în această săptămână. Chakra a doua, știți foarte bine că înmagazinează sentimente de vinovăție, sentimente de păcat, de rușine, pe care voi le aveți legate de propria persoană. Trebuie să învățați să vă apreciați, trebuie să învățați să vă iubiți, exact despre asta vorbește această energie feminină pentru voi. Învățați să vă iubiți, învățați să vă apreciați, înțelegeți că toate experiențele pe care le-ați avut au avut un rost și trebuie să învățați de acolo ceva, dar trebuie să luați lucrurile pozitive și să transformați orice definiție ați tras de acolo într-una pozitivă și care să vă servească la construirea viitorului de acum înainte, exact ca această trestie salce, nu e același lucru oare? Așa, care se hrănește din propriile emoții, apa reprezintă emoții și foarte bine și ea din propriile emoții și propriile trăiri și propriile lecții învățate, uitați cât de frumos a crescut, același lucru vi se spune și voi, același lucru trebuie să faceți și voi, încetați să mai fiți atât de încrâncenați, încetați să mai credeți că nu sunteți iubibili și că nu sunteți suficient de buni, pentru că asta văd și asta simt la o mare parte dintre voi și tocmai aici este buba, tocmai aici intervine riscul de a pierde o relație frumoasă, tocmai din cauza fricilor. Dragii mei, mesajul de la Leila spune în felul următor: petrece timp singur în natură, meditează și gândește-te la dorințele și intențiile tale. Roagă îngerii sau pe cine vreți voi să rugați să vă ajute în a avea o atitudine pozitivă. Foarte bine vă spune, a pus Leila punctul pe ei și o felicit. Dragii mei, fiți optimiști, iubiți-vă, pentru că nu aveți de ce să vă învinovățiți, nu aveți de ce să fie rușine. Dragii mei Capricorn, repet, nu v-am certat, eu vă iubesc foarte mult și vreau tot binele din lume, vreau să vă ghidez și să vă învăț atât cât pot, pentru ca voi să deveniți pe zi ce trece cea mai bună versiunea voastră. Dragii mei, aceasta a fost citirea pentru voi săptămâna 27 aprilie, 3 mai, dacă zic martie, la vreo zodie să mă scuzați, 3 mai 2020, dragii mei. Dacă ați rezonat sau nu cu ce am spus, știți foarte bine, aștept ce s-a înroșit. Comenturile voastre în secțiunea de comentarii. Dacă vreți să stăm de vorbă și în particular, veți găsi toate datele necesare în descrierea acestui videoclip, dragii mei. Și până data viitoare când ne reauzim, reîntâlnim și revedem la Taroscop, știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc.